O investiție care va ajuta mult la formarea de specialiști în domenii tehnice și care vine în completarea învățământului dual din municipiul Suceava este cea a microfabricii de la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară, care va fi inaugurată în luna ianuarie 2023. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Lungu, care a verificat în teren stadiul de realizare a modernizării care se face pe fonduri europene. Sunt în curs de finalizare lucrările de renovare a clădirii microfabrică de la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară. Stadiul fizic de realizare a lucrărilor este de 99%, iar stadiul de realizare a dotărilor este de 55%. Termenul de finalizare lucrării este luna ianuarie 2023. Clădirea a fost supusă la reparații capitale cu unele recompartimentări și consolidări locale la structura de rezistență. Au fost înlocuite integral instalațiile electrice, termice și sanitare. S-a reparat acoperișul prin înlocuirea învelitorii, s-au refăcut integral finisajele și tâmplăria interioară și exterioară. Sunt prevăzute dotări pentru laboratoare, a explicat primarul Ion Lungu. Lucrările de reabilitare a clădirii sunt în fază de finalizare și valoarea totală a lucrărilor se ridică la aproximativ 1,3 milioane de euro.